La, nu mai este 12-12-12 și s-a terminat. Și sper cifra asta să intrăm în istorie pozitivă. Adică, poate îi batem mai mult ca San Marino. Toți citim tot felul de lucruri. Însă îmi plac lucrurile spectaculoase așa. Până acum, acum a tot venit sfârșitul lumii de vreo 3 ori. L-am așteptat și eu cu emoție, dar mai vedem. Mai sunt niște asteroizi care ne urmăresc. Văd că tot se apropie din când în când. Da, sper să nu cadă la vadul lui Vod, atât îmi doresc. Pentru meciul cu Georgia, Balint va lua 18 fotbaliști. Selecționerul a renunțat la Racu, Cheltuială, Dedov și Valeriu Andronic, care sunt accidentați, dar și la portarul Moșneaga. În schimb, la Tbilisi ar putea debuta pentru națională Zviaghințev, Cașcaval, Furdui, Catan și Pâslă. Emoții, dar emoții pozitive și doar dorință de afirmare și de confirmare. Partida Georgia-Moldova se va juca vineri 11 noiembrie pe stadionul Mihail Meschi din Tbilisi, cu începere de la ora 16.